Național-liberalii dâmbovițeni consideră că acum este momentul unei schimbări radicale în viața și evoluția municipiului și oamenii nu trebuie să mai aștepte încă 2 ani până la viitoarele alegeri. Situația gravă din economie, creșterea prețurilor la serviciile comunale, a șomajului și diminuarea salariilor sunt câteva dintre problemele cu care se confruntă târgoviștenii. Probleme accentuate și de nepriceperea și abuzurile democrate-liberalilor în administrarea municipiului. Motive pentru care opoziția consideră că trebuie să aibă loc referendum pentru schimbarea Consiliului Local Municipal Târgoviște și a primarului Gabriel Boriga. În următoarea ședință de municipiu, ca și de județ, se va lua în calcul oportunitatea organizării unui referendum în ceea ce privește organizarea de alte alegeri la nivel de Târgoviște. Mă refer la un referendum pentru a demonstra populației și executivului faptul că Partidul Național Liberal încearcă să vină de data aceasta cu soluții viabile și nu cu promisiuni de șarte, așa cum s-au întâmplat acum 2 ani jumate și poate nu mai vom sta încă 2 ani până vom reuși să schimbăm ceva. Acest referendum se va lua în calcul, repet, în urma discuțiilor ce vor avea loc la nivel de birou municipal și la nivel de birou județean. Nu am vorbit cu PSD-ul, probabil vom face, dacă se va ajunge și se va considera oportun ca Partidul Național Liberal să facă în momentul acesta un referendum, vom comunica probabil ulterior în urma strângerii de semnături ce vom face împreună cu semnăturile. Ținta este comună, probabil că datorită faptului că împreună dorim să schimbăm ceva. Fiecare dorește să schimbe puterea.